Ai, gata, lasă. Cred că am dat mai mulți bani. Bine, v-am găsit rău, ați nimerit. Eu sunt Gamerul la fier. Astăzi ne jucăm Aestra, care este un... Aestra Demo, mai exact, care este un joc, un RPG, hack and slash, după cum pare, românesc. Ia uite, știu de zoom așa. Cred, se ar foarte sătur cu Diablo sau Drakenshang. Dacă știți. Și ce ne jucăm acum săptămâna asta jocul românești? E pentru că le planificasem să un joc, doar că de-abia cum i-am făcut timp să le joc. A fost o coincidență și am zis dacă putem jucat ăla, hai să-l joc și pe zaga asta, tot vreau de ceva timp. Mai sunt câteva care o să le încercăm. Păi, sim, nu știu că... De tot ce am, quest-uri, hartă... Dar eu am jucat acum pentru prima dată, nu am jucat jocul ăsta înainte și ne-am ales o clasă asta de parcaș. Follow the road, ok. Ia ce sunt ăștia? Inamici. Trage cu jata ta. What? Îmi place animația, se schimbă așa puțin camera. În funcție de zona pe unde mergi. Uite-l pe ăla acolo. Hai, trebuie să mergem înainte. Jocul încă e ceva din Early Access, e open beta, dar adică asta e un demo. Știu că are ceva, sau nu e chiar un closed beta. Sau ceva de genul. Din câte am văzut, și trebuie să faci cerere, adică poți să te joci, trebuie să faci cerere. Gen dacă vrei jocul full. Că e decât demo. Iar acum ceva gen, un closed beta. Wow, level 2, wow. Ah, jocul are potențial. Oricum ar fi, m-am jucat, nu am jucat mult. Dar e clar că ăsta are potențial. You must defeat the summoner in order to open the gates, ok. Poate în primul nostru boss, un summoner. Bă, muzica asta e cam, cred că... Să nu crede puțin băieții la aia, dar... Hai, trage cu ce ține, că n-are așa multă viață. Să facă să se toferește. Așa trebuie. Hai să deschidem poarta. E un hack and slash distractiv, după parte, ca așa pe partea cu Diablo, v-am zis. O Drakenshang online. Ăla e gratis dacă vreți să-l jucați. E puțin cam pay to win, ce-i drept. Ia să ne supunem. Dă-mi asta la o parte. Așa. Hai să continuăm la ce vrei aici. Did you see the wares of the merchants in the... Nu știu ce sarea wares. Patron. O să dau peste că... Cred că a stat prea mult. How can I help you? Missing ce? Aici vendor, nu știu ce, ok. Și weaponsmith. Ne putem accesa la momentul de față doar de astea. Ok, hai să vedem. Am pus arcul nou. Ce are arcul? Asta are... Da, are damage de aproape dublu. Sau cred că chiar e dublu. Asta e de vânzare. Primordial repeater. Ar fi interesant dacă am putea să cumpărăm la vendor aici ce putem. Hai să luăm o cască. Păi n-avem o cască. Bă, jocul se mișcă destul de bine. Grafic arată la fel destul de ok. Cu părul văd că mai au de lucrat aici băieții. Echipa tot ne-a făcut. Am mai făcut un RPG anul trecut din câte am văzut. Ceva tot în hack and slash. Strângem. Deci, trebuie să o luăm, cred că așa.
Asta pe aici. O să încercăm pe aici mai întâi. În cetatea Light Armor, nu știu ce. Hai să-i cumpărăm încă. Asta, să-i cumpărăm, e prostică. E, oricum e un demo, deci nu e chiar de nimic. Bă, dar nu e pus. Îmi pare că animația, per total, e că n-ai timp. A, ce pot să le vopsesc, ok. E dire. Bă, jocul se mișcă destul de smooth. Ok, hai să vedem. Ce s-a e? A, pot vorbi pe dacă, dar pot da și click. Bă, cum ascund ăsta? Connected to social server, nu vreau. Nu mă interesează chestia asta. Dar cred că mai am ceva de lucrat la chestia aia. A, ok, așa, gata, l-am închis. Acquire the cultist many... What? Nici mi arată. Hai să la parte că vine să spre tine, așa. Ia ce vrăjitor ăsta, da. Îmi place că sun... Gândite de muzica asta. E interesant. Nu pot interacționa cu ea. Asta e puțin. Unde-o? Stai și ce e, teleportor? Da, nu știu. Cred că, oricum, fiind demo presul și jocul fiind încă în closed beta, deci... Adică nici măcar nu există, nu știu ce, cu ce preț se va vinde dacă va avea un preț. Încă mai sunt chestii de implementat. Mamă, ce vine ăla pe mine, împrăjitorul ăla. Îmi place că există diversitate între ăștia aici. Între inamici. Așa e multă viață, aia e chestia. A, cine a dat? A, mi-a dat un alt ăsta. Dar nu mi-l, nu mi-l pune, nu știu. A, ți-a, bă, mamă, ce ușor i-am rupă ăștia aici. Hai, care mai ești? Hai că am spart ușa. L-am eliberat. Ok, missing apprentice, talk to Gideon. Ai, uite un cufăr. Ok, mi-a dat un ăsta de un lanț de pus la gât. Mi-a la abilități, quick shot. Aveam asta cu project energie basic, așa. Quick shot. Să dau quick shot cum e, cred că o să bras pe aia. Da, să vedem. Quick shot nu prea dă damage așa mult. Rămân la ăsta mai degrabă. Ce e ăsta? A, ăsta aparent e... A, ăsta e alt player? Aparent. E alt player. Aparent în demo e să poți să te joci cu alt player. Ok, mișto. A, o fi ca la demo cum e la Diablo și la ăla, cum se cheamă. La WoW. La World of Warcraft.
Unde poți te joci până la un anumit level și... Ce-i asta acolo? Cultist Manifesto, asta? Ah, bine, mi-mi place jocul ăsta până acum, știi ce ai făcut. Ce are aia inima pe ea? Ce are așa multă viață asta? A, și pot să dau doge așa. Ok, gen, i-am nici nu încercasem până acum, deci. Mă, uite să trep, s-a spawnat ăsta ce fix în fața mea. Ce e ăsta? Așa am avut și level 5. Hai să mergem la Gideon. La Gideon aici. Da, ok. Experiență. Câți bani ai dat? 70, am vreo 200, ok. Asta e mai bună, care am pus-o acum. Asta că costă... Da, aia e bună. Asta de ce am pe mine că o să le vând. Nu dă mulți bani, dar sunt niște porcări oricum. Hai să vedem dacă pot să cumpăr... Widowmaker... Bă, genera altul aici, acum pot să cumpăr. Așa se ia asta, Quick Bow. E încă neșlefuit. Cum ar veni. Talente. Ce avem pe aici? Elemental arrow, deal damage by elemental arrow is increased, ok, just așa, rapid fire, aim shot. Ok, asta e interesant. Ok, asta îmi pare interesant. Balista, deal damage by your balista, n-am balista. Trap. Hai să băgăm și pe ăsta și, hai și pe ăsta și apoi să vedem cum. Cum funcționează? Cam elementele erau, ce-i drept, la 2. Iar așa e de cântă pe aici. Bă, de ce mi s-a blocat harta așa? Asta e Gideon. Ok. Hai să mergem acum în Rapid Fire. Ia, ba, re-equip la aia. Abilities. Da, acolo Rapid Fire. Că că parcă la astea luasem. Talente. Primary attacks. Ah, zici ce avem primary attacks. Mă, ce au ăștia de mor așa greu între ei? Ha! Rapid fire îmi place. Din păcate ăștia nu mă sesizează așa imediat. Și cum am spus, jocul cred că mai trebuie lucrat la el. E așa, o de asta, una este mată neșlefuită, cum s-ar zice. E că foarte mult potențial are jocul ăsta, gameplay până acum e destul de bine.
Da, poate trebuie să mai balanceze niște chestii. Cred că de aia nu... E vreo că o să avem într-un an, doi. La cum arată acum. Sau poate cine știe cât vor să mai adauge la joc, dar... Cu RPG-urile nașpa, în ziua de azi, că e greu să faci unul chiar să fie popular. Că n-a mai fost de mult ce au fost... Sunt World of Warcraft. Într-o măsură, o Elder Scrolls Online. E cam atât, nu știu, nu mai știu altele. Mai fi gen RuneScape sau care, mai erau alea mult mai vechi ceva. Hai. Am ferit. La Orion the Hunter. Ăsta era. Trebuie să fie ieșit, ok. Și ăsta care are puțin mai mult damage. Deci nu mă plâng. A, intră, așa. Încă se inițiază cu încărcatul texturilor, asta trebuie să fie de la serverul lor. Când suntem pe un server, uite că aici apare în colț. În colț. Da, am avut grijă de el. Goodbye. Level 7, let's go! Primary attacks, nu știu ce. Virality. Ok. Este să la character. Ne-am pus-o de aia la gât. Ia să să mai vindem. Câți bani am făcut acum? Mănâncă ca moda asta. Ia să și ce eu am? O curea? N-am curea. De la arme. Da, Heavy Storm. Heavy Storm. Storm ăsta cu albastru. Dar n-am bani de el. Hai că o să-l iau pe ăsta, că să dă mult mai mult damage decât ce am eu. Și aici, o curea nu-mi permit. Mamă, ce mișto arată acum ăsta, ne-a schimbat arcul. Bine, hai să unde mai mergem acum. Undeva nord. Vest, cea de genul. Opsitorul. Mamă, ce mișto arată asta acum, caracterul nostru. Bă, uite bă, și să lanseze jocul ăsta. Chiar vreau, nu știu, să... Ai nici nu știa deci un joc de ăsta. Hai, trage. Gata, l-am polit și pe la aici sunt nici mai puternici. Bine că mi-am luat arcul ăsta. Scheleți, ăștia nu mai sunt. Da. Deci, sunt sigur, trebuie să-mi schimb ăla că nu avem de mult un nou. Nu, ăsta e NPC. Ok, mai sunt niște peșteri de-astea pe aici, interesant. Pantaloni. Nu se schimbă așa puțin culoarea, e că... Hai, sparge-l. Așa. Dă aia încoa.
Hai să vedem pe unde mai ajungem pe aici prin... cum se numește Astera? Te-am și uitat puțin cum se cheamă jocul. Chiar n-am folosit numele, deci... Trebuie să mă obișnuiesc. Nu mai zice Resident Evil, așa că prea am Resident Evil în ultima vreme. Sincer. Haide. Am spart. Și pe tine. Hai, sparge-l. Și pe ăla. Acum și pe ăștia de aici. Mamă, trage în el. Ce am mai adunat? Mamă, stai, că... Ok, deci... O prea nouă. Nici nu trebuie să mai cumpăr. Și un inel. Pentru celălalt deget. Hai în partea asta. Adună-i și pe ăștia de pe aici. Hai să mergem în continuare pe drumul nostru către aventură. Un vânzător. Ia o cască nouă. E și de realitate mai mare. Mamă, ce ieftin erau alea. Nu, uite aici, de pe el, nu... Da, nu cred că o să mă bag pe să cumpăr. E vie, nu pot să cumpăr nimic. Weapon. Ăsta ar fi fost interesant. Ah, dar asta mai am puțin damage decât ăla meu. De ce aș cumpăra așa ceva? Pickpock Heavy Store. Light asta nu am ce face cu el. Și asta E. Am numai pe ca să-mi deschid la ea, nu știu ce apare acolo cu E. Dar trebuie să mă bat decât câțiva de ăștia, nu dau seama ce să mă bat. The Ruin Quest, ok. O curea nu mă plâng. Asta e băiat ce aveam asta cu 12, nu știu ce. Pantofi trebuie să mi schimb. Am 17. Hai să iau niște pantofi, că parcă eu nu am pantofi acum. Equipped. Da, deci pantofii trebuie să se schimb neapărat, cred că sunt destul de actualizate. Da, așa te le vând. Aia... Unde-i? Ok, în general recupera cât de cât din bani. Hai să mergem în aventura noastră. Și asta aici? Destroy undead. A, ruine, nu știu ce, ok. Haide. Sparge-te. Haide.
A, aici cred că e un dungeon ceva. Ok, mergem la quest-ul nostru atunci. Normal că-l pun pe ăla. Și normal că-l pun pe ăsta. Hai. De ce că dropează ăștia iteme? Nu trebuie să plătesc pentru ele. Cum ajung acolo, în primul rând? Acolo jos e un cufăr, am văzut. Și vreau să mă duc să-l iau. Hai, pe aici atunci. Mergem la Slay Overseer Khazar Car Arz gaz. Ah, carz gaz. Bine, carz gaz. Hai, mori, carz gaz. Hai, hai, hai. Un sol de distanță, că n-am de ce să mă duc aproape de el. Mă, cine a pus pietrele astea ce mă enervează? Haide, trage. Trage. Ai, gata, las. Cred că am dat mai mulți bani. Dacă bat un boss. Bine, hai să încercăm de acolo, sunt de acolo. Dacă iau pe aici, ajung acolo jos. E că, da, jocul ce drept sincer, e destul de neșlefuit încă, dar e fiind în din demo și iar singura variantă full a jocului este un closed beta, da. Nu mă plâng. Mamă, mă sparg ăștia aici. Mamă, gata, i-am pe toți praf. Mamă, cu ăștia sunt pe aici. Hai. Haide. A, uite unde s-a cu un cufăr. Bă, aici ce am. Asta care e mai bun și asta care e mai bun. Bine. Ce am primit aici? Două abilități noi? Așa, am îndepărtat aproape pe toate. Aș pune în locul asta. Sincer că parcă nu am ce face cu ea. Cu chestia așa, capcane, dar nu am folosit capcanele. Am pus o balista. La, așa, unde e ăsta, elementele rose? Avem explosive arrow, frost arrow. Lighting. Fac asta colect, cu fulgerul. Mi se pare mai interesant. Bă, da. Uite, aici e ăla cu părul celălalt care-l văzusem. O cască nouă care e chiar mai slabă de fapt decât ce am eu echipat, deci deja m-am dus aici. Așa, i-am spart pe ăștia. Hai să fac și pe ăștia aici. Ah,
Am încercat aia cu balista încă. Bă, nu te mai mișca, te nici prea mult. Hai să vorbim cu agent Scarlet, agentul Scarlet. Ok. Agent Scarlet a... Este moment, trebuie să vorbim cu... Iar aș vorbim cu ea aici. Eu, ce caut aici? Ia și complet mai... Ok. De-aia cred că sunt cheie aici, pentru că deja mă joc de prea mult timp și... Probabil o să am foarte mult de tăiat, dar uite, am dat un arc nou. O să mai joc eu off-camera și... Poate, nu știu, mai facem un episod sau ceva cu ăsta. Pare interesant, nu știu, depinde cât vă uitați și voi la el. Deci, cam atât a fost episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe și puteți să mergeți și voi să încercați demo-ul. Că e gratis, pe Steam. Jocul full încă nu s-a lansat, deci mai așteptați pentru jocul full. Nu știu dacă o să fie gratis sau să coste, dar vedeți voi. Deci, cam atât a fost episodul și salut! Ne vedem data viitoare!